Ce fate? Astăzi m-am gândit să vorbim puțin despre favoritele mele din ultima vreme, așa că grab your coffee, grab your tea, whatever. Eu am cafea aici pentru că e dimineața la mine și o să vorbim puțin despre favoritele din ultima perioadă, pentru că n-am mai făcut un clip cu favorite de foarte, 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 foarte mult timp și am zis să vă povestesc așa. Țineți cont că nu este clipul cu favoritele anului, da? Pentru că ăla vine, știți, de obicei prin ianuarie, cam așa. Dar vedem. Dacă vreți și favoritele anului, spuneți-mi, pentru că nu am așa de multe și multe dintre ele se repetă. Chiar și în clipul de astăzi o să avem produse care se repetă și produse care sunt noi. Și am zis că tocmai pentru că am mai multe noi, am să vă povestesc așa despre ele și să facem un clip, fiindcă n-am făcut de mult. Știți perioada aia când făceam în fiecare lună, în finalul fiecarei luni, eu făceam clipul favorite. Sau că am dus perioada aia, am văzut că nici nu mai e interes pentru genul ăsta de clipuri, dar dacă vreți să reluăm clipurile cu favorite din fiecare lună, let me know și se rezolvă. Bun. Și o să începem ce să începem cu make-up? Hai să începem cu partea de skincare și make-up. Bun. Avem așa. Un produs care nu este nou la mine pe canal și pe care l-am folosit de foarte multe ori și nu știu de ce nu se închide ca lumea, mă rog. Este apa asta sau demachiantul ăsta bifazic cu albăstrele de la Yves Rocher. Eu v-am zis că îl folosesc de mult timp, l-am avut de multe ori, în multe variante, chiar și după ce i-au schimbat ambalajul. Și este foarte, foarte bună demachiantul ăsta pentru că este foarte blând cu ochii și câteodată v-am zis că îl folosesc chiar și pe față. În clipul ăla cu skincare-ul v-am povestit că îl folosesc și pe față. Because it works, whatever. Oricum după mă spăl, chiar dacă el e mai uleios, deci oricum după mă spăl și îmi place foarte tare. Și apoi pe partea de skincare am o singură cremă de ochi și anume asta de la Apivita din gama Be Vine Elixir. Este cea cu propolis și cu extracte din viță de vie. Este gama aceea la lansarea cărei am fost eu la Apivita și îmi place că este foarte lejeră crema asta, dar în același timp foarte hidratantă și mie îmi place să o aplic în mai multe straturi. În general, cu cremele de ochi, cam așa fac, le aplic în mai multe straturi și să știți că are o textură destul de groasă. Eu am zis că e lejeră, dar e lejeră când o aplici așa în sensul că pielea mea o absoarbe pe toată și nu rămân reziduri la suprafață, dar ea este densă și cu toate astea nu îți încarcă zona asta de sub ochi. Bine, eu o aplic cu precădere seara, nu o aplic neapărat ziua, deci o aplic mai mult seara și încarc așa destul de mult ca să hidrateze mai bine zona asta și îmi place foarte, foarte tare. Este și pentru buze și pentru ochi și funcționează super, super bine. So, be aware. Apoi, am un produs nou de sprâncene la care nu mă așteptam să-mi placă pentru că varianta inițială a acestui produs nu mi-a plăcut și este ăsta de la Catrice. Este gelul ăsta de sprâncene de la Color and Fix, da, de la Catrice. Știți că Catrice, Essence au avut gelurile astea de sprâncene de mult timp și nu m-au dat pe spate. Sunt ok în materie de culoare, dar nu fixează. Și nici asta nu pot să zic că fixează, cine știe ce. Fixează mai bine ca înainte și este și mai puternic, mai pigmentat. Acum, mi se pare puțin prea închis pentru nuanța părului meu și pentru cum îl vreau eu, dar da, e foarte complicat din cauza sprâncenelor mele, care ele în sine sunt mai închise la culoare decât părul. Și ăsta am văzut că se potrivește destul de bine și arată destul de ok. Eu sunt genul de om care nu apreciază deloc stat mult la făcut sprâncene și am nevoie de un produs să mă dau repede să funcționeze și asta e foarte, foarte ok. Și asta cred că e nuanța 3 sau ceva în stilul ăsta, nu mai știu că s-a luat eticheta. Cred că e a treia nuanță dintre toate. Aici nu scrie pe aici. Nu scrie, dar în orice caz. O să vă las link. Da. Și cam așa arată. Nu știu dacă vedeți. Cam așa. E, da? Cam asta. Pare mai închis, chiar și în tub. Pare mai închis decât în realitate. Dar îmi place. Adică pentru moment it works. Când o să-mi deschid iarăși părul la culoare, pentru că se va întâmpla acest lucru, nu o să mai meargă pentru că o să fie prea închis. Și nu vreau să fie contrastul ăla foarte puternic dintre sprâncene și păr.
Apoi, am un ruj nou, pentru care sunt dată și acum și nu știu exact cum se vede la voi. Eu i-aș zice rujului ăstuia că este o variantă mai deschisă a lui MacMer și puțin mai maronie, așa, cu o tentă un pic mai de maro. Este numărul 03 Matte... Rouge Elur, Luge Fleur, nu știu ce scrie ceva acolo, este teoretic mat și asta e nuanța. Pe camera acum cred că se vede mai maroniu decât în realitate. Este cam varianta lui MacMer, cine știe MacMer-ul și știți că eu sunt nebunită după MacMer și ăla este rujul meu statement din fiecare iarnă. Dar e o varianta lui puțin mai deschisă și chiar îmi doream ceva mai deschis și ăsta se potrivește foarte bine. Este mat, cum îi zice și numele, nu este neapărat cel mai rezistent ruj, e un ruj clasic, dar îmi place și că dacă se îndepărtează, se îndepărtează uniform, nu-ți lasă urme pe buze, nici nu usucă buzele și e super ușor de aplicat. So, love it! Apoi, în partea de corp, am în primul rând un deodorant. Doamne, de când îmi doresc chestia asta și mai are un singur hop de trecut, deodorantul ăsta și ăsta o să fie la vară, din păcate, că nu, acum nu avem vară. Dar eu v-am zis că am o mare problemă cu deodorantele cu aluminiu, pentru că mă mănâncă pielea de la ele. Efectiv, practic îmi fac rău și nu îmi dau o stare de disconfort foarte puternică pentru că am alergia asta la aluminiu. Și efectiv nu aveam un singur deodorant cu care mă dădeam, care avea aluminiu și pe care îl suportam, în rest niciun deodorant de pe piață și am încercat mai multe variante. E drept, n-am încercat toate variantele, că acum în ultimii ani au tot apărut deodorante fără aluminiu și nu am încercat toate variantele, dar de când am început eu să caut deodorante fără aluminiu, am cam încercat tot ce am putut găsi așa și nu m-am împăcat bine cu niciunul. Cu ăsta mă împac bine, mai ales că eu transpir mai mult iarna. Nu știu dacă știți chestia asta, știți sau dacă aveți treaba asta sau ați auzit, dar sunt oameni ca mine, eu și mama, e o chestie ereditară. Noi transpirăm mai mult iarna și, într-adevăr, iarna miroase transpirația, adică e chestia aia cu reglarea temperaturii, eu având circulația proastă și fiind tot timpul frig și fiind și anemică, tot timpul cu circulația mea se luptă să regleze temperatura și atunci automat și transpirația mea miroase mai puternic decât vara. Și deocamdată a trecut toate testele, mai trebuie să treacă testul de vară, când și vara transpir, dar nu miroase transpirația, atunci ei trebuie neapărat să fie antiperspirant, nu neapărat deodorant. Așa. Și este ăsta de la Schmitz sau nu știu, habar n-am, nu știu. Este cu ulei de cocos. Și cu kaolin, cu argilă de kaolin. Au mai multe variante, deci asta este varianta clasică, varianta cu cocos, dar au mai multe variante. Are puțin miros, dar nu ceva intens, nu foarte intens. Este un miros foarte natural și foarte discret, că nu are parfum, nu are nici bicarbonat de sodiu, pentru că iarăși sunt persoane care au probleme cu bicarbonatul de sodiu. Nu are bicarbonat de sodiu, nu are aluminiu și nu are alte arome artificiale și deocamdată funcționează de minune. Asta este una din recomandările pe care mi le-a făcut Aniela când am vorbit despre treaba asta cu deodorantele și a avut și ea o fază din asta de produse foarte clean și nu știu ce și știa de ăsta. Este într-adevăr mai scumpicel, e vreo 40 și ceva de lei, dar cu mie în general un deodorant îmi ajunge 6 luni de zile, mi se pare decent. Adică eu sunt genul ăla de om care, deși folosește deodorant în fiecare zi, nu știu de ce, dar nu mi se consumă deodorantele. V-am mai zis că există un misterul ăsta în viața mea pe care nu l-am elucidat nici până acum. N-aș ști să spun de ce, dar pur și simplu nu am rolonurile alea de la Nivea, că pe alea le foloseam înainte, mă țineau un an de zile, unul, adică, deși mă dau zilnic, adică mă spăl și mă dau zilnic, dar cu toate astea, da, nu știu care e misterul, dar deocamdată funcționează foarte bine, n-am avut nici cea mai mică problemă. N-am fost atentă, că și asta este iarăși un hop important, n-am fost atentă să văd dacă
lasă urme pe haine. Aici încă n-am văzut, dar o să revin cu un update, probabil în vlogurile viitoare și am să vă spun. Dar până acum, în ceea ce privește protecția, să nu transpir, să nu... e Dumnezeu. Bun. Un alt produs nou pentru mine este și care este foarte, foarte bun, este acest gel de duș de la Mario Badescu cu AHA. Și o mare problemă pe care o am este că în momentul în care nu fac coșuri pe față, îmi bubuie coșurile pe piept, pe mâini și mai ales dacă, Doamne ferește, sunt în perioada aia magică a lunii sau dacă mănânc brânză și că știți că am și intoleranță la lactoză. Și am observat că îmi calmează pielea super, super bine și odată că mi se usucă coșurile existente și nu mai apar de când îl folosesc pe ăsta. Dar mare atenție că usucă pielea. Deci nu e genul ăla de gel de duș pe care să-l dai și vai, să fii foarte așa. Trebuie să dai neapărat cu cremă după. Dar este un lucru pe care sunt dispusă să-l sacrific, chiar dacă eu am piele uscată și teoretic n-ar trebui să folosesc asta pentru că am piele uscată și nu știu ce și mi se zice încă o grămadă de chestii, dar funcționează. Pentru coșuri funcționează și e foarte neplăcut să ai coșuri pe față, mai ales când scap de ele de pe față și încep să ai pe corp. E foarte neplăcut, dar e bun. La mine a funcționat foarte bine. Pentru păr, revin cu un update sau revin cu o mențiune la uleiul de păr de la Vela ăsta, pentru că este foarte, foarte bun. L-am descoperit, v-am zis, la recomandarea lui Pebbles, mi-a zis că e bun și că îi place. Este Oil Reflections, da, Oil Reflections și este un ulei de păr foarte bun. L-am avut în varianta mică și acum l-am cumpărat în varianta mare pentru că mi-a plăcut foarte tare și chiar îți hidratează părul, mai ales vârfurile, că întotdeauna vârfurile sunt cu probleme și nu le face să fie grase și nu îngreunează părul, pentru că na, eu având părul subțire, firul de păr subțire, nu pot să pun foarte multe produse, că una, două arată slinos și gras și mi-a minimul de volum pe care l-am și eu, una, două îl ia. Și da, de-aia, foarte bun. Și am făcut o pauză de la el până l-am recumpărat și mi-am dat seama că, băi, chiar e super, super bun și de-aia apare ca mențiune în acest clip. Apoi, am două parfumuri, pentru că unul vechi și unul nou, să spunem, pentru că l-am descoperit anul ăsta. O să începem cu cel nou. Dacă ați văzut când am fost la Cluj sau haul-ul pe care l-am făcut, Tubi de la Vioris, un parfum foarte cald, dulce, cu o tentă, nu știu, are ceva, parcă are un pic de zahăr caramelizat în el. Este un parfum pe care nu te-ai aștepta să-l port eu. Tocmai că nu te-ai aștepta să-l port eu pentru că e dulce și eu nu sunt, știți că am fost anti-parfumuri dulci foarte, foarte mult timp, dar are o tentă foarte interesantă, are o tentă deosebită, nu știu, are ceva ce m-a atras la el și este persistent și îmi place foarte tare și îl port, de când l-am cumpărat îl port destul de des, destul de des. Când nu-l port pe ăsta, trec în extrema aia cealaltă aproape și am revenit la Mir și Tonka, pentru că e iarnă și mai ales când este mai rece. Mir și Tonka de la Jo Malone. Nu v-ați aștepta, nu? Doamne, și mi se pare incredibil cât de puțin am consumat din el. Așa, am consumat cam mai puțin de o treime. Cam o treime, să zicem, din el în 3 ani. Cred că ăsta e al treilea an de când îl am. Mir și Tonka, cu care de altfel mă voi da și astăzi, pentru că e rece. Și e un parfum, iarăși, foarte puternic și iar e un genul de parfum la care nu te-ai fi așteptat în vecii vecilor că eu am să ader la el, dar mi-a plăcut atât de tare parfumul ăsta încât am zis, no way, it must, trebuie să fie al meu. E puternic, dar nu la modul ăla să te leșine, să mori, se simte tonca foarte, foarte puternic în el. Și tenta aia de mir, dar nu la modul, când zici mir și tonca, nu mă duc cu gândul la biserică, știți, la mirosul de biserică, nu, mă duc cu mai degrabă cu gândul la, nu știu, expoziție de, nu știu, de antichități, un miros din ăla așa un pic mai vechi. Dar nu mirosul ăla de îmbâxit, știți, când zic antichități, nu mirosul ăla de îmbâxit. Știți că unele piese de mobilier mai vechi au un miros aparte care denotă faptul că e antichitate, dar nu e mirosul de îmbâxit. Cumva în zona aia mă duce pe mine și în mod ciudat
Îmi place foarte tare parfumul ăsta și puternic și îl port numai iarna când este foarte rece, adică nu merge să, sau când e, când temperaturile sub, undeva sub 10 grade, că nu, nu, ăsta nu e un parfum pe care să-l porți când e cald și nici să dai tone cu el. Apoi, am un alt lucru care îmi place foarte, foarte, foarte tare în perioada asta, mai ales că a venit perioada aia cozy în care putem să stăm să citim. Sunt aceste pliculețe de cappuccino, teoretic, de la Jacobs cu Milka, cu ciocolată Milka. Cappuccino Choco, îi zice. E ideea de ciocolată caldă la plic, care este de genială, sunt geniale. Din perspectiva mea, sunt cele mai bune de pe piață până în momentul de față. Deci, până în prezent, astea sunt cele mai bune plicuri din astea de ciocolată caldă. I'm sorry, asta este, c'est la vie. Nu vă place, nu vă place, asta e realitatea, sunt cele mai bune. Și dacă mai ales le faci cu lapte, chiar și cu lapte vegetal, cum le fac eu, fac o spumă atât de densă și au un gust atât de bun de zici că efectiv e ciocolată din aia caldă luată, cumpărată din, făcută de espresso sau așa. Deci efectiv așa e impresia că e ciocolată caldă și de aia îmi plac foarte, foarte, foarte mult astea. Și că vorbeam de cărți, am și o recomandare de carte. Bine, ar fi ele mai multe recomandări de cărți, dar o să vorbim la începutul anului viitor de cărți. Dar am o carte care m-a dat pe spate, deci mi-a plăcut la nebunie. Este un thriller care m-a ținut cel puțin în a doua jumătate, m-a ținut cu sufletul la gură, deci nu mai puteam, voiam neapărat. Am ascultat-o în varianta audio prima dată, dar am luat și varianta fizică pentru că am zis că trebuie să am cartea asta în bibliotecă ca să o recitesc cândva. Și vă jur că îmi bătea inima și n-am mai avut o carte din asta, un thriller din asta la care să-mi bată inima și să stau așa, zic, hai, ce faci? Haide, 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 hai că poți să țin cu personajul principal de foarte, foarte mult timp. Și este vorba despre Chiriașa tăcută de Clemens Michelon, cred că se citește. La noi este o carte apărută la Litera. Și este thriller, cum vă spuneam. V-am vorbit despre ea și în repapul lunii noiembrie, octombrie și noiembrie. Vi las în descriere în cazul în care n-ați văzut, ca să nu mai dau foarte multe detalii aici. Dar este thriller, m-a ținut cu sufletul la gură, mi-a plăcut foarte tare, n-a avut părți plictisitoare și cumva te face să te gândești că de fapt nu știi prea multe despre oamenii pe care ai impresia că îi cunoști. Da? Pentru că, iarăși, unul din personajele principale de aici era genul de om foarte iubit de toată lumea, dar el era un psihopat și un criminal în serie. Și e foarte interesantă cartea și chiar vă recomand, dacă în perioada asta de sărbători vreți să stați cu o cană de ciocolată caldă și lângă braț să citiți, eu vă recomand asta și credeți-mă că nu o să vă pară rău. Bun. Și aș mai avea, apropo de thrillere, aș mai avea să vă recomand un serial care nu-i nou. Am înțeles că a apărut sezonul 3 acum recent. Eu am dat de el când eram la mama, că na, la mama ce să faci, nu prea ai multe activități și undeva la 6 seara se cam închide totul. Și ce, Doamne, iartă-mă să faci, știți, acolo. Și am început să mă uit pe telefon la un serial pe care bănuiesc că ați dat de el, are așa o tentă semi-horror, să-i spunem, încearcă să meargă în zona asta semi-horror și este Nancy Drew. Sau aventurile lui Nancy Drew sau ceva de genul ăsta. Da, are o tentă așa semi-horror, încearcă să bage fantome, să bage tot felul de tematici din astea cu vrăji, cu nu știu ce. S-a dus puțin mai departe serialul decât partea inițială de investigație și film polițist pe care l-avea tema lui Nancy Drew. Da, mie mi-a plăcut, adică cel puțin nu m-am uitat de mult, dar mult la un serial așa intens și mi-a plăcut. Nu pot să zic că e genial serialul și că te-a dat pe spate, dar e bunicel, adică e puțin tras de păr că na, da, merge, adică pentru o seară din asta când vrei să te relaxezi, să nu știu ce, merge. Și am mai avut câteva momente de astea în care am tresărit, așa zic, pentru că sunt scenele filmate de așa natură, și muzica, și ambientul, și întunericul, și întunericul de la mama de acasă, și toate cele în care am tresărit așa. Dar nu
nu e horror să mamă, să mor, să ai coșmarul sau ceva de genul ăsta, dar mie mi-a plăcut și cred că o să-l reiau acum, după ce termin cu Nick Măsu, o să reiau, că am ajuns la sezonul 2, cred că pe la episodul 4, ceva de genul ăsta, fiindcă n-am mai, după ce am venit de la mama, nu m-am mai uitat la el, dar părea interesant și da, e tot așa o recomandare de văzut ceva în perioada asta, în cazul în care vreți să vă uitați la ceva. Bun, și astea au fost recomandările mele și astea au fost favoritele mele din ultima perioadă. Puteți să lăsați și voi recomandări, mai ales de cărți și de seriale, cu mare drag, le așteptăm. Spuneți-mi dacă ați încercat produsele astea sau care au fost produsele voastre favorite din ultima perioadă. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!